plecarea și sosirea lui Avram în țara Canaan. Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Avram a plecat cum îi spusese Domnul și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Avram a luat pe Sarai nevastă-sa și pe Lot fiul fratului său, împreună cu toate averile pe care le strânsesere și cu toate slugile pe care le câștigasere în Haran. Au plecat în țara Canaan și au ajuns în țara Canaan. Avram a străbătut țara până la locul numit Sihem, până la stejarul More. Cananiții erau atunci în țară. Domnul s-a arătat lui Avram și i-a zis, toată țara aceasta o voi da seminției tale. Și Avram a zidit acolo un altar Domnului care îi se arătase. De acolo a pornit spre munte, l-a răsărit de Betel și a întins cortul având Betelul la apus și Aiul l-a răsărit. A zidit și acolo un altar Domnului și a chemat numele Domnului. Avram și-a urmat drumul înaintând mereu spre miază zi. Amin. Vă mulțumesc, puteți să vă reașezați locurile. În primul rând, mulțumesc Domnului pentru dimineața aceasta și pentru oportunitatea pe care Domnul mi-a dat-o să pot să vă slujesc în această dimineață, în locul acesta. Dumnezeu să fie binecuvântat! Mulțumesc bisericii pentru căldura cu care ne-ați primit, fratului păstor, echipei în care ne-ați primit și ne-ați dat oportunitatea aceasta să vă slujim. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Tare mult m-am bucurat, spuneam și aseară, m-am bucurat și în dimineața aceasta de copilașii, de corul care au cântat, au lăudat numele Domnului. Dumnezeu să fie binecuvântat! Aseară unde am dormit, la fratele Găbiță, ne-am bucurat de familia aceasta, de familia numeroasă, care și ei au mulți copii. Am văzut cum împreună mai mulți copii laudă pe Domnul și lăudăm pe Domnul pentru copiii noștri în care sunt în biserică și pot să laude numele Domnului. Spunea fratele păstor că aveți 120 de copii în biserica aceasta, Dumnezeu să-i binecuvânteze. Amin. Vrem să vă spunem că noi în Anglia, acolo la Leeds, avem aproximativ 450 de copii, în care mulțumim, Domnul să binecuvânteze și copiii voștri, în care suntem și noi un număr, așa am crescut în urmă cu 2 ani și jumătate, 2 ani și 7 luni, venind în Anglia, așa cum ați venit și dumneavoastră în Spania, pentru un trai mai bun, pentru anumite lucruri pe care noi avem nevoie de ele pe pământ, dar inima noastră să nu fie legată de ele. Pornind de la 20 de familii, am ajuns la un număr de 150 de familii, peste 80 de tineri și aproximativ, așa cum spuneam, 400 și ceva de copii. Dar în călătoria în care noi avem și despre lucrul acesta vreau să vorbesc în dimineața aceasta, în care Domnul mi-a pus în inimă acest cuvânt, un lucru trebuie să fim pregătiți pentru orice eventualitate, că țara noastră nu-i de aici, patria noastră nu-i de aici, noi așteptăm cerul noi, îl așteptăm pe Domnul și Dumnezeu să fie binecuvântat. Chiar acolo în biserică avem și câteva cazuri, așa cum aveți și dumneavoastră, aproximativ 20 de familii în care au situații grave, care au copii bolnavi, care au copii sudomulți, nu aud, nu vorbesc. Avem copii paralizați în care sunt din naștere. Chiar m-am împrietenit cu câțiva frați, mi le-am făcut prieteni. Bineînțeles că noi avem prieteni și de cafea, dar trebuie să avem și prieteni din felul acesta în care au nevoie de ajutorul nostru, în care au nevoie de sprijinul nostru. Câteodată mai mult face o rugăciune pentru ei, o zi de post, să fim alături de ei. Așa cum vă spuneam, am împrietenit cu câțiva frați care, unul dintre ei are un băiat de 18 ani
care n-a vorbit niciodată, nu vorbește, este mobilizat în pat, este ca și unul de vreo 5 ani, 6 ani, dacă nu greșesc, în lungime, stă întins pe pat, în furtună, aparate, dar familia aceasta continuă să vină la biserică și se laudă pe Domnul. Un alt frate, care este și slujitor în biserică, împreună cu mine în echipă, fratele Vasile Troi, are o fetiță de 15 ani, de asemenea, de la vârsta de 2 ani s-a întâmplat un lucru nedorit în viața acestei familii și fetița a rămas paralizată, dar prin niște furtune care este implementat în trupul acestei fetițe, se hrănește, n-a vorbit niciodată, dar vrea să vă spun că tot timpul pe fața acestui bărbat am văzut un zâmbet în care laudă pe Domnul și slujește pe Domnul și vine la casa lui Dumnezeu. Un alt caz mai recent în care a venit în Anglia o familie numeroasă cu mulți copii, care spuneam și aseară unde eram la biserică, după căsătoria fetei la vârsta de 17 ani, au născut un copil și imediat după nașterea aceasta i-a fost puțin rău, la sora noastră au dus-o la spital, i-a făcut o injecție în spate și din momentul de față a rămas paralizată. Este un an și ceva de atunci, fata a rămas paralizată, soțul a lăsat-o, a rămas cu boala aceasta, paralizând de la mijloc în jos și de atunci încolo și a pierdut și vederea, are un copil de un an de zile, stă la părinți și în ultima fază trece printre niște momente grele familia aceasta. Și nu de mult, zilele trecute, am fost sunat într-o dimineață, la ora 6 dimineața, de tatăl acestei fete, pentru că a stat toată noaptea cu ea la spital. În Anglia este mai complicat sistemul acesta medical, până află de unde provine boala, prima fază îți dă paracetamol și tot atâta paracetamol și tot paracetamol, până îți face toate investigațiile, până face remeneurile și așa mai departe. Și a spus medicii că pentru că fata aceasta nu mâncase de 3 zile, i-a scăzut glicemia și a spus dacă fata aceasta nu va mânca nimic până de seară va muri. Și imediat tatăl m-a sunat, hai te rog la spital, avem nevoie de intervenție. Și fata aceasta pe nume de Ana, după ore întregi am petrecut acolo, într-un final a putut să mănânce puțină banană și după multe zile în care le-a petrecut în spital și acum este în spital. Și fata aceasta, Ana, și fetița fratului nostru Vasile, și băiatul celălalt de 18 ani sunt în spital. Am fost la ea într-o seară înainte să vină aici și împreună cu soția și așa de mult am râs, am comunicat cu ea și era așa veselă și am crezut în Domnul și Domnul ne-a promis că va face o lucrare mare de slavă, de glorie, că Domnul se va atinge de ea și va da din nou umblare. Slăvit să fie numele Domnului! Dacă medicii de acolo din Anglia au spus că îi va da un cărucior, eu am spus familie, noi nu avem nevoie de un cărucior, noi avem nevoie de sănătatea ei, ca numele Domnului să fie binecuvântat, slăvit să fie numele Domnului. În această dimineață mi-am propus, așa cum vă spuneam, îndemnat de Duhul Domnului, să vorbesc despre o călătorie. Despre o călătorie, dar nu orice călătorie. O călătorie, așa cum spune Biblia, înspre miază zi. Nu o călătorie spre miază noapte. Noi nu ne îndreptăm spre miază noapte, noi ne îndreptăm spre miază zi. Și mereu, spune Biblia, Avram înaintând mereu înspre miază zi. Călătorind spre țara Canaan, spre patria cerească, spre cer, spre împărăția lui Dumnezeu, noi avem nevoie în călătoria aceasta ca să rămânem în picioare, ca să putem să intrăm în țara aceasta, adică în cerul lui Dumnezeu. Noi avem nevoie de câteva lucruri în călătoria aceasta. Și în dimineața aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, am vrea să vedem lucrurile acestea și după care să intrăm într-o rugăciune și să stăm înaintea lui Dumnezeu. Dacă bine observați, în capitolul 12 și în capitolul 13, aproximativ de 4 ori vorbește Avram călătorind mereu înspre miază zi. Iubiți frați și surori, cunoașteți contextul, cunoașteți istoria, când Domnul în prima fază i-a vorbit lui Avram să iasă din casa tatălui tău, din idolatria, din lucrurile acelea și să ducă într-o țară în care Domnul îi voi arăta lui Avram. Omul acesta, am privit în prima fază, că omul acesta în călătoria lui
El a auzit vocea lui Dumnezeu. Și ceea ce noi avem nevoie primordial, de primul lucru, care este o necesitate, nu este o opțiune, nu este dacă va fi, va fi, dacă nu, nu, ci este o necesitate în viața fiecărui credincios, în viața copiilor noștri, în viața tuturor membrilor al bisericii, în viața de familie, în viața soțului, în viața soției, în viața slujitorilor, în viața celor care cântă, celor care predică, celor care recită și în viața familiei noastre, este nevoie ca noi zilnic să auzim vocea lui Dumnezeu. Și Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Avem nevoie de vocea lui Dumnezeu să o auzim permanent, zilnic. Nu este doar în biserică să auzim vocea lui Dumnezeu și în rest acasă să nu auzim. Este de mare importanță ca și în odăița noastră să auzim vocea lui Dumnezeu. Înăuntrul inimii noastre să auzim vocea lui Dumnezeu, să auzim glasul lui Dumnezeu, pentru că vreau să vă spun, atunci când noi auzim vocea lui Dumnezeu și când punem în practică ceea ce Domnul ne vorbește, ar vrea să vă spun că ni se schimbă drumul, ni se schimbă direcția, ni se schimbă traiectoria vieții noastre, o luăm pe un alt drum. Dacă altă dată mergeam pe un alt drum, ar vrea să vă spun că atunci când noi auzim vocea lui Dumnezeu și când punem în practică ceea ce Domnul ne vorbește, noi suntem oameni binecuvântați, slăviți să fie în numele Domnului, pentru că vom vedea ce se întâmplă atunci când Domnul nu ne mai vorbește, când nu o să mai auzim vocea lui Dumnezeu, suntem oameni ratați, suntem oameni pierduți, suntem oameni care vom călători înspre miază noapte, nu o să mai călătorim înspre miază zi, atunci când vocea lui Dumnezeu nu o să mai auzim în viața noastră, în casele noastre, în viața pruncilor noștri, suntem oameni pierduți. Este nevoie de vocea lui Dumnezeu în orice inimă și în orice casă și mă rog în această dimineață Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin. În anul 2003, în luna martie, în ziua 12, am auzit vocea lui Dumnezeu când Domnul mi-a vorbit și a spus, este timpul și este momentul ca tu să te întorci cu fața înspre mine, să te întorci de pe calea ta cea rea și să te întorci pe o cale pe care eu ți-o voi pune și un drum în care eu ți-l voi trasa și vei vedea puterea mea și vei vedea slava mea și vreau să fac din tine ceea ce eu mi-am propus să fac din tine. Și pentru că am ascultat de vocea lui Dumnezeu și am căutat să pun în practică ceea ce Domnul îmi vorbește, astăzi sunt în picioare împreună cu soția și cu cei 5 copii datorită vocii lui Dumnezeu. Și dacă dumneavoastră sunteți în această dimineață împreună în biserică cu tinerii voștri, cu pruncii voștri, cu frași slujitori, este datorită vocii lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne vorbește și că noi toți vrem să ascultăm glasul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Zice Biblia că într-o zi Domnul Iisus Hristos trecea prin Ierihon. Dar era ultima călătoria lui care mergea spre Ierusalim, îți mergea spre Golgota, pentru că atunci când el a intrat în Ierusalim și când a văzut cetatea, zice Biblia că a plâns pentru ea. Dar zice Biblia, continuă în Luca 19, că era un om care auzise și el despre Domnul Iisus Hristos. Doar el auzise, dar nu a vedease lucrurile în totalitate și clar și nu vedeuse pe Domnul Iisus Hristos niciodată, dar a auzit că Domnul Iisus Hristos trece pe acolo. Și s-a urcat într-un dud, într-un copac și când a trecut Domnul Iisus Hristos pe acolo, Domnul Iisus Hristos, pentru că este un Dumnezeu care știe totul, cunoaște totul, s-a oprit în dreptul lui Zacheu și a spus, Zacheu, dă-te jos, astăzi vreau să intru în casa ta. Și Zacheu zice, Biblia că a coborât din copacul acela, a ascultat vocea Domnului și l-a primit pe Domnul Iisus Hristos în casa lui. În prima fază Domnul Iisus Hristos i-a spus, astăzi vreau să intru în casa ta. Nu i-a spus, vreau să te mântuiesc, astăzi vreau să intru în casa ta. Și zice Biblia că atunci Zacheu când s-a văzut în fața oglinzii adevărate, când s-a văzut partea lăuntrică a sufletului lui, când a văzut pe Domnul Iisus Hristos în casa lui și când a văzut starea lui de păcat, când a văzut ticăloșenia lui, când a văzut câte lucruri l-a făcut el, el a zis, o, Doamne, Tu ești Dumnezeu și toate lucrurile pe care eu le-am agonisit, toate lucrurile pe care eu am muncit pentru ele, îmi dau seama că într-o zi se vor duce, vor pieri, Doamne, și că Tu ești adevărata comoară. Și el a continuat să spună, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și pe cine am nepăstuit îi dau împătrit înapoi. Și Domnul Iisus Hristos spune un cuvânt, astăzi mântuirea a intrat în casa aceasta. Când? Când el a renunțat la lucrurile de pe pământ.
Pentru că el a auzit vocea lui Iisus Hristos. Și când a auzit vocea lui Iisus Hristos, drumul lui s-a schimbat, direcția lui s-a schimbat. Un mare om care, zice Biblia, pe nume de Saul, care mergea la Damas să lege ucenicii, în Fapte capitolul 9 zice, cuvântul Domnului, în timp ce călătoria el, a văzut o lumină pe cer, a strălucit soarele puternic și a auzit o voce puternică și dintr-o dată a căzut jos, a rămas orb și a spus, cine ești, Doamne? Și Domnul Iisus Hristos a spus, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești? Eu sunt Iisus. Și zice Biblia că omul acesta când a auzit vocea lui Iisus Hristos și-a schimbat direcția, din răul care el și-a propus să-l facă, n-a mai făcut rău. Și el a fost însuși care a vestit cuvântul lui Dumnezeu. Slăvit să fie în numele Domnului. Iubiți frați și surori și iubită biserică, avem nevoie de vocea lui Dumnezeu. Avem nevoie să ne vorbească Dumnezeu. Eu în ultima perioadă și de când Domnul m-a chemat la slujire, eu predic și slujesc. Nu sunt un om și aș vrea, am uitat să vă spun de la început, poate că în cuvintele mele voi greși gramatical datorită celor două clase pe care le-am făcut, așa cum era sistemul cu părinții noștri fiind la sat și mai ales din etnia noastră romă, dar acum, slavă lui Dumnezeu că copiii noștri n-au prins momentele acelea. Sunt copii binecuvântați ca și copiii dumneavoastră, laudă pe Domnul, cântă Domnul la orgă, la voce, merg la școală și sunt copii binecuvântați, dar noi n-am prins momentele acelea. Dar avem nevoie de vocea lui Dumnezeu. Pentru că noi noaptea trebuie să auzim vocea lui Dumnezeu în așternutul nostru. Dimineața noi când ne deschidem ochii, trebuie să stăm de vorbă cu Domnul. Domnul așteaptă în fiecare dimineață să vorbească cu creația Lui, cu umanitatea Lui, cu Cel pe care L-a creat. Aduceți-vă aminte din prima pereche de oameni în care Domnul i-a creat și fiecare dimineață stătea de vorbă cu ei. Domnul dorea să stea de vorbă cu cineva și Domnul caută bărbați și femei, Domnul caută tineri și copii să comunice cu ei, să se pune la dispoziția lui Dumnezeu și să-ți audă vocea lui Dumnezeu, pentru că noi avem nevoie de vocea lui Dumnezeu. Cel mai mare nevoie pe care noi o avem și am constatat, familia Andrei, familia Avram, are nevoie de vocea lui Dumnezeu. Dincolo de orice lucru pe care copiii noștri au nevoie, am nevoie de vocea lui Dumnezeu. Știați că mulți copii rătăcesc, să pierd pe cale datorită că n-au o întâlnire personală cu Domnul? O, binecuvântat să fie numele Domnului! Pentru copiii aceștia care laudă pe Domnul, în care au avut o întâlnire cu Domnul. Nu contează vârsta, nu contează confesiunea, nu contează culoarea, contează să auzim vocea lui Dumnezeu. Și mă rog în această dimineață, această voce a lui Dumnezeu să fie în casele noastre, să fie la servici cu noi, să fie la școală cu pruncii noștri, să fie peste tot această voce a lui Dumnezeu, binecuvântat să fie în numele Domnului, pentru că există un risc. Atunci când nu mai auzim vocea lui Dumnezeu, să fim oameni în care nu știm încotro să o luăm. Zice Biblia despre primul împărat al lui Israel. Zice Biblia că se afla în război. Și când se afla în război, zice Biblia cu filistenii, la vederea taberei filistenilor, Saul a fost cuprins de frică și un tremur puternic i-a apucat inima. Saul a întrebat pe Domnul și Domnul nu i-a mai răspuns, nici prin vise, nici prin urim, nici prin proroci. Domnul nu i-a mai vorbise. Ar vrea să vă întreb în această dimineață, când a fost ultima dată, în afară de aici, de la Amvon, când ați auzit vocea lui Dumnezeu, personal voi, în singurătate cu Domnul. Ar vrea să vă spun una din experiențele pe care le-am avut cu Domnul. Eram în România, eram la Florești, acolo unde împreună cu frați am pornit lucrarea de acolo și am slujit. Și într-o noapte mă frământam așa de tare, nu știam, așteptam o voce, așteptam un glas, așteptam o intervenție din partea lui Dumnezeu. Mi-am scos Biblia, am deschis Biblia, să aud vocea Domnului. Și în tulburarea mea, în momentul acela,
parcă nu auzeam nimic, am luat cărți, am luat comentarii să citesc, era înspre dimineață la ora 2:30 și am închis Biblia și am închis cărțile, am închis totul acolo și în momentul de față nu știam ce să fac și am început să mă rog și în timp ce am început să mă rog, imediat geamul era deschis și am auzit un vâjit care a venit pătruns în camera aceea, în bucătăria, de fapt eram în aceea perioadă, eram în bucătăria eu singur acolo și s-a deschis geamul și a venit un vânt puternic și am auzit o voce și prin vocea aceea am simțit o mână care s-a pus peste mine și am început să mă cutremur în momentul acela, am început să plâng înaintea lui Dumnezeu că mi-am dat seama că Domnul s-a prezentat în locul acesta și că eu aveam nevoie de vocea lui Dumnezeu, aveam nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Cred că în această dimineață sunt bărbați și femei care au nevoie de intervenția lui Dumnezeu, care au nevoie de vocea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-i vorbească, ca Dumnezeu să-i atingă. Noi n-avem nevoie de unele lucruri de pe pământ, deși sunt bune pentru o perioadă, dar noi avem nevoie de prezența lui Dumnezeu. Avem nevoie ca prezența lui Dumnezeu să fie în casele noastre. O, binecuvântat să fie numele Domnului! Am întâlnit atâtea familii, atâtea cuplu tinere care a venit și am spus: frate Andrei, ne suntem pierduți, de o perioadă de vreme nu mai simțim prezența Domnului, ne rugăm și parcă rugăciunea noastră ajunge până la tavan, parcă mergem la biserică și așa venim cum mergem, nu mai simțim nimic, ce se întâmplă în viața noastră. Și a spus: voi trebuie să luați pocăința în serios, nu cumva s-a îndepărtat Domnul din viața voastră, nu cumva nu mai este prezența lui Dumnezeu, nu cumva doar chivotul este gol și nu mai este prezența lui Dumnezeu. Avem nevoie de prezența lui Dumnezeu. Avem nevoie de harul lui Dumnezeu peste noi. O, binecuvântat să fie numele Domnului în această dimineață. Vocea lui Dumnezeu, zice Biblia, Domnul s-a arătat din nou lui Avram. Și Avram, zice Biblia, că a ridicat acolo un altar Domnului. Ca să fim oameni călătorind înspre miază zi, înspre țara Canaan, înspre împărăția lui Dumnezeu, noi trebuie ca vocea lui Dumnezeu să o auzim în fiecare zi. Să comunicăm cu Domnul. Noi trebuie, în a doua parte, să avem o viață de închinare, o viață de sfințire, o viață în care să-L slujim pe Domnul, o viață în care să ridicăm altare, o viață în care să ne luăm prunci și să le punem împreună cu noi. O viață în care în tot timpul să fim oamenii care să ridicăm altare. O, mă rog în această dimineață, Duhul Domnului să atingă inima noastră în această dimineață. Zice Biblia, Avram acolo a ridicat un altar Domnului care i s-a arătase. Merge mai departe Avram și a zidit din nou un altar. Merge mai departe Avram în capitolul 13, versetul 4 și din nou unde a ridicat altarul Domnului. Merge mai departe Avram în versetul 18 în jos, acolo a ridicat din nou un altar Domnului. Avram a avut o viață de închinare. Știți de ce? Pentru că Domnul era prietenul lui. O, binecuvântat să fie numele Domnului! Vine Domnul la Avram și a spus: Avrame, vrei să fii prietenul meu? Da! Cum să nu să fii prieten cu Dumnezeu? Cine nu vrea de aici să fii prieten cu Dumnezeu? Toți vrem să fim prieteni cu Domnul, dar noi trebuie în primul rând să auzim vocea lui Dumnezeu. Ca să fii prieten cu Domnul, trebuie să auzi vocea lui, altfel n-ai cum să fii prietenul lui. Și în a doua rând trebuie să asculți de Domnul și să ai o viață de închinare. Avram a avut o legătură cu Domnul, a ridicat altare. În tot timpul călătoriei lui, el a avut timp de altare. El n-a avut nevoie și el n-a avut timp de o casă. Biblia zice că el locuia în cortul, dar el a avut o viață de închinare. Binecuvântat să fie în numele Domnului! Aduceți-vă aminte de omul lui Dumnezeu, Ilie. Când era pe muntele Carmel și când au chemat tot poporul la rugăciune, la jertfă, în care se privească care este adevăratul Dumnezeu, zice Biblia despre el că omul acesta în prima fază și în primul rând a ridicat altarul cu cei 12 pietre, altarul care fusese dărâmat, sfărâmat, și el a zidit altarul, pentru că n-ai unde să pui o jertfă dacă nu este un altar. N-ai unde să pui jertfa dacă nu este altarul ridicat. Și noi toți avem nevoie de altare în viața noastră, în familiile noastre, acolo unde suntem, noi avem nevoie să ridicăm altare. Binecuvântat să fie în numele Domnului! Ar vrea să vă spun un pericol pe care noi îl trăim în Anglia, poate că aici nu știți situația dumneavoastră, dar aș vrea să vă spun un pericol pe care noi îl trăim în Anglia.
Ne bucurăm că copiii noștri sunt în adunare. Noi am prins câteva lucruri și în această dimineață observ câteva femei, surori mai în vârstă, frați care ați prins mai mult pocăința decât chiar și noi. Eu am primit-o în urmă cu 15 ani. Știu că în această dimineață sunt femei și bărbați care au primit-o cu 40 de ani, cu 50, cu 30, cu 20 și știți dumneavoastră cum era pocăința înainte. Dar acum copiii noștri există riscul să se piardă în modernismul acestei lumi. Am rămas șocat când un băiat, un copil de un an și jumătate, 2 ani, era cu telefonul în mână și naviga pe telefon. Copiii noștri vor merge la școală. Copiii noștri trebuie să-L prezinte pe Dumnezeu în școlile acestei țări. Noi, ca și oameni unde muncim, trebuie ca oamenii să cunoască că noi suntem copii de Dumnezeu și că țara noastră nu-i de aici, de pe pământ, și că noi așteptăm o țară înspre miază zi, în Cananul Ceresc, în care îl dorim pe Domnul, așteptăm venirea Lui, așteptăm trâmbița Lui, așteptăm să vină Domnul să ne ducă în locul unde El ne-a pregătit. Mă duc să vă pregătesc un loc. Noi trebuie să fim oamenii care să ridicăm altare. Și Ilie a adresat altarul Domnului. Este nevoie de altare în casele noastre. Este nevoie de altar în viața noastră. Este nevoie de sfințire. Oh, ce făcea Iov! Ce frumos! Ori de câte ori copiii lui dădeau câte un ospăț rând pe rând și gâmea pe fiecare, zice Biblia că el, Iov, zice, se ducea și aducea o jertfă pentru fiecare, pentru că el spunea, poate, copiii mei l-au întristat pe Domnul. Suntem chemați să ne luptăm împreună cu copiii noștri, să avem tot timpul altare, zile de post, de rugăciune, în familie, ca să putem să-L vedem pe Domnul. Riscul pe care sunt în țările acestea, lucrurile murdare, drogul și așa mai departe, tehnologia aceasta poate să fure copiii noștri. Am ajuns la un nivel avansat în care altă dată nu era așa. Sunt bune, tehnologia bună, sistemul bun, dar ideea este în ce scop îl folosim. În dimineața aceasta privesc cum slujba din această dimineață este difuzată live, poate și alții ne urmăresc, este bună, dar câteodată pun preț și am pretă pe copiii noștri, pentru că o profesoară de la școală de acolo din Anglia a chemat un părinte pentru că copilul acelui părinte l-a pus la izolație, așa e pedeapsa acolo. Și toată ziua trebuie să stea într-o cameră copilul acela, pentru că copilul acela s-a purtat puțin rău cu doamna aceea și l-a chemat și a spus, ce ai făcut azi noapte? Și copilul a răspuns, am stat până la ora 3 dimineața pe telefon și am navigat. Și era obosit. Noi din când în când mai trebuie să mergem în camera copiilor noștri. Să vedem dacă Biblia este acolo. Și să vedem la ce pagină este deschisă. Sau dacă cumva este tot la Geneza 12. Călătorind înspre țara, înspre miază zi, avem nevoie să ridicăm altare. Avem nevoie de slujire, avem nevoie de sfințire, avem nevoie de o legătură cu Domnul, avem nevoie de o părtășie cu Domnul, binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Zice Biblia, apoi, că Avram a venit o zi când s-a întâmplat o ceartă între slujitorii lui și a lui Lot. Și Avram a spus așa, să nu fie ceartă între noi. Cearta afectează relația noastră cu Domnul. Cearta afectează relația noastră cu frații. Cearta afectează închinarea noastră cu Domnul. Și mai mult, zice Biblia, cananiții erau atunci în țară. Uite, dacă vei lua tu la stânga, eu voi lua la dreapta. Avram,
În al treilea rând, era omul care a știut să renunțe. Să renunțe. Și zice Biblia că Lot și-a luat, s-a îndreptat, a văzut câmpia înspre Sodoma, ca și o grădină a Domnului. Dar aș vrea să vă spun un lucru, ceea ce am spus și bisericii, acolo unde slujesc. Să nu ne lăsăm impresionați de ceea ce privim cu ochii aceștia, un lucru de pe pământ, că într-o zi vor rămâne aici. Este bine să ne folosim de ele, dar nu cu gând să stăpânească ele peste noi. Dacă munca noastră ne fură relația cu Domnul și muncim mai mult și nu ne mai facem partea cu Domnul, este greșit. Dacă mergem prea mult și nu mai avem timp de copii, asta vă spun ceea ce spuneam și fraților, pentru că oamenii au ajuns să aibă câte două munci, nu-i mai bună una, vor două. Avram a renunțat, nu l-a impresionat câmpia, el s-a bazat pe vocea lui Dumnezeu, pe ascultare de Dumnezeu. Amin. Știți de ce? Pentru că zice Biblia un cuvânt foarte frumos, Avram. Zice Biblia, Avram, Geneza 11, versetul 9 și 10. Prin credință el a părăsit. Prin credință. Evrei, rectific, Evrei 11, 9 și 10. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței care... ca într-o țară care nu era lui și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau moștenitori împreună cu el aceleași făgăduințe. Căci el aștepta cetatea care are temelitar, al căror meșter și ziditor era Dumnezeu. El s-a bazat pe promisiunea Domnului și a spus, Avrame, te duc într-o țară. Doamne, Tu mă duci într-o țară, dar în țara aceea, Doamne, sau în călătoria în care eu mă duc, Doamne, am KFC, am marketuri lângă mine, am vreo farmacie, Doamne, în călătoria aceasta, în drumul acesta, în țara aceea există vreo farmacie, este vreo brutărie, Doamne, în care să am pâine caldă? O zis așa Avram Domnului. Și Avram l-a ascultat pe Domnul, a auzit vocea lui Dumnezeu și a fost gata să renunțe la orice lucru datorită faptului că el aștepta cetatea cea mare, al căror meșter și ziditor era Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Să nu fie ceartă între noi, eu renunț. Când trebuie să sufără cineva, dacă trebuie să sufără biserica, dacă trebuie să sufără vreo familie, eu renunț. Și zice Biblia, și îmi place foarte mult, că Lot a ajuns în Sodoma și după ce a ajuns în Sodoma, niște împărați s-au răsculat la război împotriva împăraților. Și zice Biblia că l-au luat și pe Lot, când l-au luat și pe Lot, a auzit Avram despre vestea aceasta. Și când a auzit despre vestea aceasta, zice Biblia, 318 oameni s-au luat cu el, din slujitorii lui. Avrame, unde te duci? Cu 318 bărbați. Ăștia sunt 5 împărați. Și îți dai seama câte armată au oamenii aceștia. Da. Ei se bazează pe număr. Ei se bazează pe cantitate. Dar eu mă bazez pe Dumnezeu. Eu l-am pe Dumnezeu scutul meu. L-am pe Dumnezeu cu mine. Și câte vreme l-am pe Dumnezeu, nu mă tem de niciun rău. Câte vreme l-am pe Dumnezeu, chiar dacă cancerul bate la poarta vieții mele, leucemia, diabetul, tensiunea, chiar dacă sunt aceste lucruri în viața noastră, noi nu ne temem, că l-avem pe Dumnezeu. L-avem pe Dumnezeu. Și zice Biblia că l-a luat pe Lot înapoi. Și foarte frumos îmi place când s-a întors. Uitați ce zice Biblia, că i-a ieșit împăratul Salemului, Melisedec, și i-a adus vin și pâine. Dar vine și împăratul Sodomei, versetul 21 din Geneza 14.
împăratul Sodomei a zis lui Avram, dă-mi oamenii și ține bogăția. Dă-mi oamenii, eu vreau sufletele oamenilor. Ia tu bogăția, Avrame. Și Avram acum a avut de ales. Doamne, ce să aleg? Aleg bogăția sau să aleg vinul și pâinea din mâna acestui împărat? Și ales vinul și pâinea. Și când se întoarce Avram de la război, uitați ce zice Biblia, capitolul 15. După aceste lucruri, Domnul i s-a arătat lui Avram și a zis, Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea mare, cea foarte mare. Dacă tu ai fost gata să nu te compromiți, să renunți, eu, Domnul, îți voi răsplăti, Avrame. Eu sunt Dumnezeul tău care îți voi purta de grijă, binecuvântat să fie în numele lui Dumnezeu. O, frați și surori, mă apropii de încheiere spunându-vă, călătorind înspre miază zi, călătorind înspre Canaan, înspre împărăția lui Dumnezeu, înspre cer, noi trebuie să avem în viața noastră să auzim vocea lui Dumnezeu. Noi trebuie să avem o viață de închinare, o viață în care să ridicăm altare în casele noastre, în viața noastră. Noi trebuie să fim oameni care să renunțăm la lucrurile acestea care poate să afecteze viața noastră, închinarea noastră, legătura noastră cu Domnul. O, tare bine zicea apostolul Ioan, nu iubiți lumea, nici lucrurile din ea. Adică nu iubiți sistemul lumii. Dacă lumea călătorește spre miază noapte, biserica Domnului trebuie să călătorească spre miază zi, spre cer, spre împărăția Domnului. Și în ultimul test pe care Domnul i-a dat lui Avram a fost binecunoscutul pasaj din Geneza 22. Avram, ești prietenul meu? Da. Uite, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, și adu-mi-l ca jertfă în țara care eu vă spun, pe muntele Moria. Și Avram a ascultat de Domnul. Ca asta se întâmplă. Dacă vrei să-L ai pe Domnul ca prieten, trebuie să asculți pe Domnul până la capăt și să crezi că ceea ce a pregătit Domnul pentru tine și pentru mine este mai de benefic de ceea ce ne gândim noi. O, binecuvântat să fie numele Domnului! Mă rog, în această seară, în această dimineață, obișnuiesc, pentru că la noi facem slujbă după amiază, mă rog în această dimineață să fim, și dacă nu, nu să ne mai vedem aici, pe pământ, într-o zi în cât se va sfârși călătoria noastră, să ne vedem în împărăția Domnului. În urmă cu câțiva ani, în țara Galilor, s-a produs o trezire spirituală. Și câțiva tineri și-au propus și a spus, trebuie să facem ceva pentru Domnul, să mergem în multe triburi, în multe locuri, să vestim Evanghelia. Și s-au dus. Și când s-au dus, au intrat într-un ținut, într-un trib, și a vestit acolo Evanghelia. Printre mulți pe acolo, o familie l-a primit pe Domnul, o familie cu doi copii. Și l-a primit pe Domnul. Ei au plecat, familia aceea a rămas, pentru că mi-am adus aminte în urmă cu 15 ani, noi cântăm o cântare pe care nu mi-am dat seama și n-am știut de unde a izvorit această cântare până când n-am citit, ajungând în țara aceasta, de unde a ieșit această cântare pe care noi o cântăm la tofle, la botez. Și când a auzit toată mulțimea, tot tribul acela, că cineva din tribul lor s-a convertit, s-a pocăit la un alt zeu, la Iisus, l-au chemat în față și a spus, tu ne schimbi tradiția, tu ne schimbi obiceiurile. Dacă nu vei renunța la acest Iisus, îți vom omorâ cei doi copii. Și ei s-au uitat la soția lui, la cei doi copii, și a spus așa, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi eu nu voi da. Și
cei doi copii a fost ucis în fața lor. Și a spus, a continuat șeful tribului și a spus așa, îți vom ucide soția. Se uită la soția lui, se uită la trib, se uită la cer. Și el a continuat al doilea vers care spune cântarea, nimic nu mă va clinti pe cale. Și înapoi eu nu voi da. Și-a ucis-o și pe ea. Și într-un final a rămas el singur. Și din sacrificarea acestei familii a ieșit cântarea aceasta și el a spus așa, în urmă e lumea, înainte e Iisus. Și înapoi eu nu voi da. Biserica Domnului, în urmă e lumea, înainte e Iisus, spre miază zi, ne așteaptă împăratul nostru. Biserica trebuie să călătorească înspre Canaan, auzind vocea lui Dumnezeu, ridicând altare, renunțând la multe lucruri de pe pământ, pentru a ne lega relația cu Domnul. O, Doamne, binecuvântează biserica Ta! Vă invit să stăm ridicați în picioare și să intrăm într-o rugăciune în această dimineață, chemând prezența lui Dumnezeu peste noi, peste pruncii noștri, peste casele noastre, peste poporul Domnului. Și mă rog în această dimineață, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.